Înainte să începem videoclipul, vreau să spun că acum te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vei avea următoarele beneficii. Vei primi insigne de fidelitate pe canal și, mai important de atât, vei primi numărul meu de telefon la care mă poți suna sau îmi poți trimite mesaje despre problemele pe care le ai, iar eu îți voi răspunde în maxim o zi și voi încerca să te ajut. Este același lucru care se întâmplă și pe Instagram, doar că acolo răspund la mesaje în vreo 2 săptămâni, pentru că am multe mesaje din urmă la care nu am răspuns. Dar dacă ai o problemă urgentă și vrei să vorbești cu mine cât mai repede, alătură-te canalului și îți voi răspunde în maxim o zi. Sau pur și simplu, dacă îți place ceea ce fac și vrei să îmi susții munca, te poți alătura apăsând butonul de mai jos. Este foarte simplu și ți-aș fi foarte recunoscător. Acum ceva timp am făcut un video despre tipuri de haine pe care fetele ar vrea să le vadă mai des purtate de băieți și m-am gândit de ce să nu fac și un video pentru fetele care mă urmăresc, adică cu hainele pe care băieții ar vrea să le vadă mai des pe fete. Și înainte să scriu un comentariu de genul cine ești tu să-mi spui mie cum să mă îmbrac, ei bine, vreau să știi că aceste videoclipuri care au ca subiect principal vestimentația sunt strict pentru inspirație. Tu poartă ce îți place și în ce te simți bine, eu nu am cum să te forțez să porți un anumit lucru și chiar dacă aș putea, nu aș face-o pentru că ar însemna să îți fur dreptul de a te exprima liber. Până la urmă, vestimentația ta transmite un mesaj care te descrie și cred că e important că ai dreptul de a-ți alege cu ce să te îmbraci și nu ești forțat să porți ceea ce poartă toată lumea. Dar asta nu înseamnă că nu poți avea preferințe, așa că audiența mea fiind formată din peste 80% băieți, i-am întrebat pe Instagram și pe comunitate în ce ar vrea să vadă o fată îmbrăcată. Am primit răspunsuri comune și am făcut un top 10 al hainelor cele mai dorite de băieți. Nu sunt răspunsurile mele, dar rolul meu este să le găsesc justificația. Hai să vedem despre ce e vorba. Am întrebat 100 de români în ce ar vrea să vadă o fată îmbrăcată. Nu suntem la ce spun românii, dar vreau să știi că acest top va începe cu cel mai puțin menționat răspuns de către băieți și se va termina cu cel mai des menționat. Așa că pe locul 10 avem colanții. Colanții sunt o piesă vestimentară purtată mai ales de fete atunci când fac sport sau vor să se simtă lejer și e destul de ușor să-ți dai seama de ce băieții ar vrea să vadă o fată în colanți. Pentru că scot în evidență forma picioarelor și cu toții știm că băieții adoră fetele cu picioare frumoase. Pe locul 9 se află tot ceva din categoria sportivă, mai exact trainingul. Să faci sport și să ai grijă de corpul tău este atractiv pentru oricine și cred că trainingul transmite acest mesaj. De asemenea, dă un vibe de lejeritate maximă, fără să te stresezi prea mult, fără să fii prea formală și unii băieți găsesc asta plăcut la o fată. Pe locul 8 se află definiția simplității și anume tricoul. Tricoul a apărut la începutul secolului 20, adică acum mai bine de 200 de ani și era purtat pe sub cămașă de bărbați. Ulterior a început să fie purtat de muncitori în fabrică sau de agricultori pentru că era ieftin de făcut din materiale ușoare și avea libertate de mișcare. A devenit popular prin anii 50 și 60 și a început să fie purtat și de femei. Este o piesă vestimentară foarte întâlnită și ușor de purtat, dar îți oferă și oportunitatea să-ți arăți personalitatea pentru că pot avea o grămadă de imprimeuri sau mesaje și îți transmiți gândurile cu ceva ce porți. Pe locul 7 se află ceva ce port eu acum, adică geaca de piele. Și pot să înțeleg de ce băieții vor să vadă fete în geci de piele, pentru că și eu atunci când văd o motociclistă pe stradă nu mai scap din ochi. Gecile de piele sau, mă rog, din imitație de piele sunt sexy atât pe bărbați dar și pe femei. Pe locul 6 se află o bluză, mai exact o maletă. Bluzele de genul ăsta merg foarte bine în combinație cu un palton pentru a forma o ținută smart casual și pot confirma ca băiat că și mie îmi place atunci când o fată se îmbracă astfel. Bluzele la femei pot avea o mulțime de forme, culori sau materiale din care sunt făcute, deci ca fată ai o oportunitate mare să fii creativă. Pe locul 5 se află ceva foarte feminin, mai exact fusta. Acum știu că mama ta nu o să fie de acord, mai ales dacă e foarte scurtă, dar noi băieții nu ne supărăm. Glumesc acum, dar fusta este simbolul feminității și cred că este o alegere foarte bună atunci când mergi la o ocazie specială. Pe locul 4 avem hanoracul, ceea ce a fost puțin surprinzător pentru mine să fie atât de sus în top, dar se pare că băieților le plac și hainele largi, oversized, care sunt foarte la mod acum pe fete. Sau pur și simplu au un fetiș secret cu fete care le fură hanoracul. Cine știe? Și am ajuns și la podium, pe locul 3, cea mai menționată piesă vestimentară de către băieți pe care ar vrea să o vadă pe fete, blugii. Blugii cred că sunt cei mai populari pantaloni din lume, adică dacă n-ai purtat o pereche de blugi până acum înseamnă că ai trăit în comunism. Da, nu prea erau acceptați acolo pentru că erau văzuți ca un simbol al capitalismului american, dar acum sunt văzuți ca simbol al tinereții, adică mulți adolescenți îi poartă și se pare că băieții vor să vadă blugi pe fete. Pe locul 2 avem ceva puțin mai feminin decât blugii,
rochia. Nu pur și simplu rochie, ci să fie și roșie, dar și mulată. Au fost câteva răspunsuri foarte precise cu aceste lucruri. Și nu e de mirare că băieții au spus asta, adică mulată pentru a se vedea formele și roșie pentru că iese foarte mult în evidență și este culoarea preferată a ochiului. Adică dacă vezi pe cineva care poartă roșu, imediat îți sare în ochi. Așadar, ca fată, dacă porți o rochie mulată și roșie, s-a terminat. Și în final, pe locul 1, ceva absolut neașteptat. Adică nici că puteam să ghicesc dacă mă întrebai înainte cum ar vrea să vadă băieții o fată. Goală. Da, nici că puteai să-ți dai seama. Mă rog, nici nu prea răspunde la întrebarea pe care am pus-o eu, pentru că eu voiam să știu haine pe care fetele le-ar purta ca să atragă privirile băieților. Dar au fost atât de multe răspunsuri de genul încât n-am putut să nu includ în top faptul că băieții vor să vadă fetele fără haine. Pentru fetele care se uită, până nu găsiți un băiat care să merite, mai bine purtați celelalte 9 obiecte vestimentare despre care am vorbit. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu a fost EdiAdvice sau Edi, și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!